Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi vom desface un colet. Acesta este coletul. Un colet pe care l-am primit de la cineva de pe canal. Nu voi spune cine, deoarece a preferat să își păstreze anonimatul. Și care mi-a trimis o bombă. Să vedem dacă ticăi. Ticăi. Mi-a sunat ceas. Bani. Glume de sărate, ce să-i fac? Asta este și sunt curios să văd ce mi-a trimis și mi-a spus că sper să-mi placă. E dacă mă cunoaște și sper că mă cunoaște, vom vedea exact despre ce e vorba. Înainte de a-l deschide, bineînțeles că îi mulțumesc, știi tu cine ești. Haideți să vedem exact despre ce e vorba. Ne armăm cu cutterul credincios. Cutter credincios? Adică înseamnă că, în primul rând, e adeptul unei religii, nu? Bănuiesc că sunt și catere fanatice. Măi, cum ar avea un cater fanatic? Ar merge și ar tăia toți infidelii și ar încerca să-i convertească. Mă iau pe arătură, ca de obicei. Dar, nu cunoașteți asta, e. Știți la ce să vă așteptați, la toate cântările când vă uitați la... Ok, gata, am terminat. Haideți să vedem despre ce e vorba. Și... avem așa. Căluți și trenulețe și... o sacoșică. Și în sacoșică cărți, ingredient de cărți. Hai să vedem ce cărți sunt. Una, două, trei, patru, cinci. Hai să vi le arăt și vouă. Cinci cărți. Oare ce cărți ar fi sunt în ăsta? Să începem cu prima. Intercrime 01. Mr. Arne Dahl. Arne Dahl e normal scriitorul. Mystery sunt normal cartea. Misterioso, scuzați-mă. Uitați cartea. Misterioso. Habar n-am nimic despre acest scriitor. Crime Scene Publishing. Mai am ceva de la aceștia. Nu foarte multe. Și să vedeți pe ce vorba. Societatea suedeză izgubită de 3 crime comise în lumea afacerilor, toate realizate exact după același tipar. Două glase se trase în cap. Nu mai știu să citesc. Ce să faci? Poliția Națională creează o unitate specială, Intercrime, alcătuită din 6 polițiști aleși pe măsură din toată țara. Învânătoarea criminalului în serie, fațada frumoasă a oamenilor de afaceri se crapă pentru a dezvălui o lume mult mai imorală, plină de neregularități, în care perversiunile și încălcarea legilor ies la iveală. Vai, dar ce-mi place sinopsisul acestei cărți. E clar, avem de-a face cu un criminal în serie și știm foarte bine ce părerea mea despre criminalii în serie. Crezi că misteriosul s-ar putea să fie așa aliasul respectivului criminal? Deja speculez și probabil ca iurea. Da, misteriosul e un excelent thriller datorat unui scriitor suedez. Să știți că îmi plac scriitori ăștia norvegieni în general, dar norvegieni pe suedez. Nordici. Așa, am înțeles că au și o traducere cu chestia asta. Uite, chestia traduspusă de George Arion. Știți foarte bine cine e George Arion. E pe undeva pe aici, pe bibliotecă, nu cred că se vede. Am și eu ceva de integrala detectiv fără voie. George Martin, poate că nu mai știu. E important. Adică e important, dar vorbesc că iurea tare, nu? Trece la următoarea carte. Nu se poate. Deci cartea asta o doream și vreau să mi-o cumpăr. Incredibil. Am și un bilet, dar nu vi-l voi citi. Andrei Saprovovski, Ultima dorință, prima parte din seria Ucer, un joc pe care l-am jucat, mi-a plăcut
și când l-a jucat. A stat la baza unei serii de jocuri, sunt vreo 3 dacă nu mă șer eu. Gen laborătorul cu părap și ori pătrunzător are puteri magice, lizie fermecate și gânduri necurate. Vânătorul e un luptător periculos și un asasin fără mireia. Victimele sunt alese pe sprincean. Mă, că e o lume fantastică, e o fantasy, de altfel colecția Nautilus Fantasy. Și îmi doream cartea asta, vreau să o cumpăr, vreau toată seria, bineînțeles, să o cumpăr. Ai merit-o bine de tot cartea asta, deci pe lista I won. Vreau cartea asta și vreau cartea asta, acum o am. Hai să mai vedem, fac mai rapid de ori. Deci persoana asta parcă a intrat la mine în bibliotecă și a văzut ce am și ce nu am. Și parcă am discutat cu ea și i-am spus ce-mi doresc. E vorba de circa o carte care o dorea mult de tot, de tot, de tot. Am văzut-o la alt YouTuber lăudând-o. Car Saga, Contact. Am văzut și filmul Contact. Cartea asta a lăudat-o cel puțin doi YouTuber pe care eu îl urmăresc. Știu despre carte, știu și povestea filmului, dar de-abia așteptam să pun mâna pe carte. Știu că e o chestie destul de bine realizată. Hai să vă zic două, trei vorbe de pe spate. Iar în 1999 se apropie un nou mileniu. O echipă de cercetători din mai multe țări gata de cea mai palpitantă aventură din istoria omenirii. Motivul? Convingerea oamenilor de știință că au receptat un mesaj de la o sursă inteligentă pe care vor să o descopere. O poveste profetică plină de detalii științifică care o fac foarte incredibilă. E vorba de contactul cu extraterestri, cu o rasă de extraterestri. Știu povestea așa în mare, n-am citit cartea, de-abia vă aștept să o citesc, nu știu de ei. Mersi mult de tot! Hai să mergem la unul. Nu se poate! Nu se poate! Vai, dar ce... Dar vă arăt cartea, nici nu vă mai zic, de care își semnase de pe ce am zis la celelalte cărți anterioare. Mă rog, doream cartea, normal, punct. Și da, se află pe lista celor cărți pe care vreau să le cumpăr. Hai să vă zic, e vorba de Liu Cixin, Problema celor trei corpuri, editura Nemira, colecția Nautilus, primul volum din seria Amintiri din trecutul Terei. Spre finalul Revoluției Culturale din China, un proiect militar trimite semnale în spațiu pentru a stabili contactul cu civilizația extraterestră. Astfel de civilizație pe cale de dispariție primește semnalul și primește să invadeze Pământul. Aoleu, incredibil! Neapărat de avea aștept să citesc cartea! Îți tare de tot! Premiul Hugo 2015, asta nu știam că la Premiul Hugo, apropo, e o noutate pentru mine. Știam, bineînțeles, despre carte, mi-o doream, acum o am. Incredibil. Râd ca prost, ca de obicei. Și ultima carte, din, de aici, din aceea serie, Intercrime, același autor, Arne Dahl, Sânge Blestemat. Haideți să vedem un pic despre ce e vorba. Echipa Intercrime, chiar din prima parte, e anunțată că un ucigaș în serie american se află într-un avion cu destinația Lambda Stockholm. Din păcate, avionul nu le poate furniza niciun fel de date de identificare. Ucigașul trece neobservat de filtrele de la aeroport și dintr-o dată începe să ucidă în Suedia. Aoleu, la naiba! E clar că e o serie, e clar că acestea două sunt legate, e vorba de aceeași echipă de investigare. Normal, e același autor și... super! Acum... mersi! Mulțumesc! Mi-ai înveselit ziua, săptămâna, nu știu ce să zic. Mai nimerit din plin o absolut fiecare carte. Îți mulțumesc și pentru vorbele calde pe care mi le-ai primit și din suflet și pentru cele 5 cărți care, așa cum v-am obișnuit, o să vi le arăt un pic de aproape. Și avem Misterioso, Sânge Blestemat,
criminal în serie și investigații ale FBI-ului, ce poate fi mai interesant de atât. Problema celor trei corpuri, când mi-am dorit pe cartea asta, contactul cu Carl Sagan, mi-am dorit atât de mult cartea, am auzit o grămadă de chestii interesante despre cartea asta, sunt curios dacă chiar e așa, nu trebuie să fie așa de bună pe cât... O laudă toată lumea, n-are cum. Și prima parte din seria Witcher, de-a mea așteptam să citesc această carte, jocul meu plăcut la nebunie, le-am jucat, merg mult pe poveste, merg mult pe alt tip de joc, nu sunt tipul de joc cu care mergi și umor sau slasher, un milion de moștri, ci mai mult pe o poveste. Cartea n-are cum să fie proastă, n-are cum să fie proastă, de-abia aștept să o citesc, de-abia aștept să citesc serie. Serie, cel puțin trei au apărut, nu știu seria câte cărți, dar mă voi interesa, bineînțeles. Și o vedea. Mulțumesc încă o dată. Asta este. Vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți dornici de lectură.